Bun găsit, bun găsit, dragi prieteni, vă spun la o nouă ediție a emisiunii Radar TV. Este Radarul de joi, doamnelor și domnilor. Este cei drept o emisiune înregistrată pentru că a fost înregistrată în timpul zilei. O înregistrăm în timpul zilei și va fi difuzată diseară de la ora 19, în această seară. De fapt, noastră vă uitați la ora 19 și vă spun și de ce, pentru că vom discuta și despre comasarea alegerilor, subiect care, în momentul în care am realizat această emisiune, nu era încă, nu se stabilise ce urma să se întâmple sau ce o să se întâmple cu această comasare și mă refer aici la europarlamentare și locale. Am făcut această precizare de la bun început ca să se știe că discutăm cumva necunoștință de cauză, că nu știm ce se întâmplă în cursul zilei de astăzi. Dar nu ăsta este subiectul neapărat, subiectul principal, pentru că avem și alte lucruri de discutat. Mă gândesc în primul rând la isteria asta care a cuprins România și în special a băgat panica în tineretul din țara noastră și mă refer la acea idee care a apărut în mass media și bineînțeles în spațiu public cu privire la reintroducerea serviciului militar obligatoriu. Am văzut că s-au făcut și niște sondaje de opinie. Tinerii români nu vor să meargă la oaste, adică nu vor să fie înrolați cu forța, să spun așa, și e de înțeles într-un fel, pentru că cel puțin ăsta a fost trendul în ultimii ani. Să știți că situația asta este una deosebit de delicată din punctul meu de vedere, dacă ne referim la ceea ce se întâmplă în acest moment în zona noastră, din punct de vedere geostrategic și din punct de vedere militar sau cum vreți noastră, lucrurile nu sunt deloc bune în Ucraina. Știți că e un conflict acolo, ruso-ucrainian, așa că și noi ar trebui cumva să, oricum suntem cu ochii pe ce se întâmplă în zona respectivă, dar ar trebui să ne pregătim. Ați văzut că polonezii, ministrul apărării din Polonia a spus foarte clar că se pregătesc, ei, polonezii, se pregătesc pentru un război cu Rusia. Am văzut că în România lucrurile sunt cumva ponderate. Declarația ministrului apărării din România a fost clară că deocamdată nu ne așteptăm sau România nu va fi atrasă într-un conflict și bineînțeles că ar trebui să suntem liniștiți pentru că avem protecție de la NATO, noi fiind membri NATO. Ei bine, despre aceste lucruri extrem de interesante, plus subiectele pe care le așteptați și sau vreți să le discutăm de pe plan local, mă refer la relația cu APASERF, candidatul și așa mai departe, le vom discuta împreună cu invitatul din această ediție. Este vorba despre domnul deputat Dan Laurențiu Leureanu, deputat PNL de Neamț și președinte, o funcție importantă, președinte președinte al Comisiei pentru Apărare și Siguranță Publică din Camera Deputaților. Vă salut, domnul deputat, bine ați venit la noi. Vă salut și eu cu respect, mulțumesc pentru invitație și țin să-i salut pe toți privitorii postului dumneavoastră, romașcanii noștri. Ne bucurăm că ați dat curs invitației, domnule deputat, pentru că sunt informații pe care le așteaptă telespectatorii și nu numai cei din Roman, pentru că principalul subiect pe care vreau să-l dezbatem e clar că ține de național, ca să spun așa. Dumneavoastră aveți o funcție importantă în Parlamentul României, sunteți președintele Comisiei de Apărare și Siguranță Publică, ați avut în această săptămână întâlniri cu reprezentanța ai Ministerului Apărării Naționale, iar subiectul principal sau unul dintre subiectele discutate a fost acesta privind voluntariatul în armată sau voluntariat în armată versus serviciu militar obligatoriu. Ați văzut că a provocat o agitație, o emulație, pentru că tinerii noștri nu vor la cătănie, dar nu este o noutate. De-a lungul timpului, din câte am simțit eu, tinerii din România nu au vrut în armată. Da, ar trebui să luăm lucrurile, să le așezăm așa cum sunt ele. În aceste zile am fost prezent la peste 10 emisiuni la nivel național, tocmai ca să lămurim aceste lucruri. Și din această postură a președintelui de comisie, Comisia de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Parlamentul României, și sigur că sunt niște lucruri foarte importante, dar și tranșate, pe care vreau să le comunic către cetățenii României, astăzi la dumneavoastră, către romașcanii noștri. Noi, pe parcursul unei sesiuni parlamentare, avem cel puțin două întâlniri cu reprezentanții Ministerului Apărării, și aici mă refer Ministrul Apărării, șeful Armatei, șeful statului major, șefii structurilor de forțe, șef de direcții generale din minister, care ne pregătesc informații pentru a fi în actualitate și a ști și noi, membrii Comisiei de Apărare, cum ne poziționăm vis-a-vis de anumite propuneri ale lor, dezbateri pe proiecte legislative și, bineînțeles, decizii pe care să le luăm pe acestea.
La sfârșitul anului trecut, ministrul apărării a făcut o invitație celor două comisii ca la începutul sesiunii parlamentare din acest an să ne întâlnim într-o ședință informală la Ministerul Apărării pentru a dezbate mai multe lucruri. Într-adevăr, ne-am întâlnit, astăzi este joi, marți, două, trei zile, da. Ne-am întâlnit la Ministerul Apărării cu reprezentanții Ministerului și am avut trei secțiuni de discuții și dezbateri. Prima a ținut de un briefing al activității Ministerului Apărării și aici vorbim despre organizarea centrelor de pregătire, centre care vor avea și caracter regional, foarte importante, nu pot să dau detalii aici din motive lesne de înțeles, de task force-urile care se manifestă în dezbateri, discuții care se ducă către decizii, modul în care avansează procedurile de achiziții pe care Comisia de Apărare le-a aprobat la solicitarea Ministerului. Avem peste 66 de proceduri pe achiziții în tehnică militară. Și ele se află în diferite etape în evoluția lor. Nici aici, cu voia dumneavoastră, nu pot să dau detalii, de asemenea, din motive lesne de înțeles pentru achizițiile care se fac în acest moment, dar pot să vă spun acest lucru că se fac achiziții de la cel mai mic element de tehnică militară până la cele mai sofisticate și de anvergură pentru Armata României. După ce s-au trecut în revistă toate aceste activități și au fost întrebări și discuții, s-a trecut la etapa a doua, la secțiunea a doua de discuții și s-a intrat pe ceea ce înseamnă situația geopolitică. Ce se întâmplă, care este stadiul evoluției evenimentelor din Ucraina și cum evoluează lucrurile, de asemenea și cum se preconizează evoluția în timp. În urma acestor discuții și a întrebărilor care s-au pus, dar și a răspunsurilor primite, este evident, după cum ați văzut, în întreaga Europa sunt decizii prin care armatele țărilor europene, membre NATO, caută atât din punct de vedere cantitativ, dar și calitativ, să-și îmbunătățească resursa umană, dar în același timp și resursa tehnică de dotare a armatei, pentru că ele sunt cele două componente legate. Da. Iar de aici, de la această a doua secțiune, s-a trecut la a treia secțiune și anume proiecte legislative, ce se dorește, și aici o să atingem subiectul practic a întrebării dumneavoastră. Și aici Ministerul Apărării a venit cu propuneri de trei proiecte de legi. Unul este modificarea și completarea legii 446 care ține de pregătirea populației pentru apărare. Aici este într-adevăr și acea componentă care ține de serviciu militar voluntar în termen. Acest serviciu militar voluntar vine ca să poată compensa resursa rezerviștilor din România. Din 2007 în România nu mai există obligatoriu serviciu militar. Pe cale de consecință, anii trecând, generații au ieșit din evidența militară și evident această rezervă militară s-a comprimat. Pe cale de consecință este o decizie prin care dorim să redimensionăm resursa militară, rezerva armatei, atât din punct de vedere cantitativ și din punct de vedere calitativ. La ce se referă această propunere? Este un draft, ca să vă spunem din capul locului, un draft de proiect de lege. Acest draft a fost discutat, dezbătut, structurat cu specialiștii Ministerului Apărării, a fost înaintrat pe circuitul de avizare executiv, adică al ministerelor. El merge la ministerele de resort pentru a-și obține avizele. Ulterior intră în ședință de guvern pentru aprobare și vine către noi Parlamentul pentru a intra în dezbatere în comisiile noastre, unde de asemenea noi chemăm specialiștii să ne explice de ce, cum, argumente, și acolo, în urma dezbaterilor,
pot să se facă amendamente, modificări, astfel încât să scoatem un proiect legislativ cât mai bun, care să meargă pe urmă la votul final și ulterior la promulgare la președinte. Care ar fi propunerea ministerului aici? Este vorba într-adevăr de un serviciu militar, repet, voluntar în termen, adică acei tineri care doresc să facă o pregătire de bază militară pentru tineri între 18 și 35 de ani, care nu au satisfăcut stagiul militar sau nu au făcut o pregătire militară, se dorește ca acest stadiu să fie pe o perioadă redusă de timp, de câteva luni. Vom vedea exact și punctul de vedere a specialiștilor prin care un tânăr să capete competențe și abilități în ceea ce înseamnă sistemul de apărare. În același timp, cazarmarea, masa, echipamentele vor fi livrate în mod gratuit, vor fi create și niște compensații financiare pentru acea perioadă, deci va fi și plătit și substanțial, cu păstrarea locului de muncă, cu niște garanții pentru persoana care dorește să săvârșească acest serviciu militar voluntar în termen. Foarte important este că pot fi și bărbați și femei. Ați văzut că sunt state europene care deja au introdus acest segment ca și femeile să poată participa și să aibă o instruire de bază. Asta nu înseamnă că vom avea un război. Chiar vreau să vă fac un enunț foarte important. Un război între forțele armate ruse și statele NATO este foarte puțin probabil în acest moment. Dar, în același timp, trebuie să ne și pregătim, pentru că avem cele două componente. Avem armata, care este menirea ei? Să se pregătească pentru apărarea țării, să se pregătească pentru un eventual război. E firesc, asta e menirea armatei. Și avem clasa politică. Ce trebuie să facă clasa politică? Clasa politică trebuie să sprijine armata în demersul ei, dar în același timp să folosească arta negocierii, diplomația, astfel încât să se asigure că țara va fi în pace. Deci noi luptăm în continuare să avem pace pe teritoriul României și în Europa. Nu întotdeauna lucrurile acestea depind de noi. Evoluția este una dinamică și impredictibilă. Situația care este în Ucraina în momentul de față nu e să ne îngrijoreze, să ne creeze temeri, frici. Pentru că temerile, îngrijorările, fricii, ce sunt? Sunt surorile mai mici ale panicii. Iar panica e un lucru grav. Total păgubos și grav. În același timp, precauția, pragmatismul sunt cele care ne așează într-o zonă responsabilă, într-o zonă în care decizia să fie luată pe baza specialiștilor, a competenței, a profesionalismului, dar dusă în mod responsabil. Am văzut declarațiile și a miniștrilor de apărării din Polonia, din Germania, din Marea Britanie. Și am văzut și declarația șefului armatei din România, domnului general Vlad Gheorghiță. Ați văzut că acolo s-au inflamat foarte mult spiritele. Pe mine, dacă mă întrebați, generalul Vlad Gheorghiță a făcut o radiografie obiectivă a armatei. Dânsul a sesizat niște puncte slabe și a solicitat ca niște lucruri să intre într-un demers mult mai accelerat. Probabil sincopa care a fost și acolo unii parlamentari s-au șifonat, dar eu zic că n-au de ce să se șifoneze, că a spus că și Parlamentul ar trebui să lucreze mai accelerat și să nu lase să dospească anumite proiecte legislative. Acele proiecte legislative nu se află în Parlament, ele se află pe circuitul de avizare interministerial, adică pe circuitul executivului. Ulterior vor veni pe circuitul parlamentar, după ce și-au avizele, vin în Parlament. Noi în momentul de față nu avem aceste proiecte de lege în Parlament. Nu plecate de la guvern spre Parlament. Nu plecate de la guvern spre Parlament. Și aici unii au zis că n-ar fi trebuit să zică de Parlament, pentru că ele nu se află în Parlament. Bun, poate a fost o scăpare, dar eu nu am considerat-o chiar atât de gravă. Eu am luat sub titlul de informare aceste observații a domnului general Gheorghiță, pe care într-adevăr trebuie să le avem în vedere. Până la urmă trebuie să mergem la substanța acestui mesaj și nu neapărat să căutăm anumite lucruri care poate erau în niște mici necorelări. Într-adevăr, eu cred că trebuie să vină cu niște proiecte de legi care să intre în dezbatere, să le analizăm și să se decidem asupra lor, și Ministerul Apărării ne-a propus un pachet de legi.
Și anume, ce vă spuneam, modificarea și completarea legii 446, pregătirea populației pentru apărare, 1. 2. Statutul cadrelor militare și acolo să se intre și cu modificări la ceea ce înseamnă salarizarea cadrelor militare și, într-adevăr, acest statut ar trebui făcut înainte de a se ajunge la legea salarizării unitare, pentru că, fiind un specific pentru sistemul militar, el trebuie să fie așezat din interior și ulterior să fie luat în considerare atunci când se va lucra pe legea salarizării unitare, care trebuie să se producă tot în acest an, pentru că este jalon în PNRR. Deci discuția să plece în momentul în care este rezolvată cumva o chestiune. Ia vă spun și aici, este stadiul de draft final și este la linia de plecare de asemenea pe circuitul de avizare interministerial și statutul cadrelor militare. Și a treia, legea apărării. Legea apărării și ea este aproape într-o formă finalizată și cred că cât de repede va pleca și ea pe circuitul interministerial. Acum, contează într-adevăr cât de repede se parcurge acest circuit de avizare interministerial, trecerea prin ședința de guvern și venirea către Parlament. Noi ne-am propus chiar ca în această sesiune să avem pe masă aceste proiecte de legi, cu celeritate să le băgăm în dezbatere. Vom avea punctul de vedere a specialiștilor, vom avea și punctul de vedere a societății, pentru că contează, noi acolo nu putem să luăm niște decizii împotriva oamenilor, noi acolo trebuie să luăm niște decizii oarecum armonizate cu punctul de vedere al majorității cetățenilor, dar niște decizii responsabile care într-adevăr să pregătească armata pentru orice eventualitate. Este un vechi dicton antic, spunea așa, dacă vrei să ai pace, pregătește pentru război. Asta nu înseamnă că vom avea un război pe teritoriul României. Dar nu înseamnă că nu trebuie să fim pregătiți. Și este o temă foarte importantă, dar și pe aceasta trebuie să o privim responsabil. Este adevărat că România nu a avut niciodată garanții mai mari de securitate ca în prezent. Facem parte din acest club select al forțelor armate ale Alianței Nord-Atlantice, NATO, cum spunem pe scurt, și într-adevăr NATO reprezintă cea mai puternică forță militară globală. Dar în același timp, contribuția noastră și implicarea noastră trebuie să fie și ea pe măsură. Și să știți că s-au făcut pași foarte importanți. Eu am vizitat foarte multe baze din România, atât cu militari români, cât și cu trupe ale Alianței Nord-Atlantice. Mulți spun așa, da, domnule, dar deja avem trupe NATO pe teritoriul României. Da, da, și noi avem trupe și în Polonia, și în Lituania. Deci nu e vorba că numai unii vin la noi. Vorbim de o interoperabilitate care să asigure o compatibilitate între forțele armate și care să acționeze într-o anumită matrice funcțională agreată de către NATO. Și lucrurile acestea se întâmplă. Că până la urmă știți cum e? Tu nu poți să fii, știți cum e, în zonele munte când vine ursul. Tu nu poți să fii la tine în fermă, ai animale, ai ceva și te atacă ursul. Și zici, da, dar eu am vecini foarte buni și foarte puternici și când o să vină ursul la mine, ei toți o să sară și o să mă apere. Sigur că o să sară și o să te apere, dar tu nu poți să stai ascuns în casă în momentul ăla. Trebuie să fii și tu acolo în linie cu ei. Așa și aici, noi, într-adevăr, avem aceste garanții de securitate. În adevăr, suntem cu armata într-o zonă interoperabilă cu sistemele militare ale forțelor aliate. Dar în același timp și noi trebuie să fim pregătiți și aliniați pe ceea ce înseamnă standardele NATO și vă spuneam că aceste lucruri s-au întâmplat, se întâmplă și chiar de aici încolo se întâmplă, poate într-un mod mult mai accelerat. Aceste lucruri nu trebuie să îngrijoreze și să producă panică. Eu nu văd pericolul unui război iminent între forțele aliate ruse și NATO. Dar în același timp nici nu putem să stăm pasivi, ci trebuie să fim într-o zonă de pregătire responsabilă, cu tact, folosind competența și profesionalismul specialiștilor, iar armata să-și facă treaba, adică să se pregătească pentru varianta cea mai rea. În același timp, armata are și ea nevoie de suportul legiuitorului, a Parlamentului, astfel încât să legifereze. Dar noi așteptăm ca aceste produse să vină legislative, să vină în Parlament. De îndată ce vor fi eu în calitate de președinte al Comisiei de Apărare, imediat vom convoca membrii comisiei, vom intra în dezbatere, vom chema specialiștii pentru ca lucrurile să se desfășoare în modul cel mai pragmatic, dar în același timp și cel mai profesionalist posibil.
Da, este evident că nu trebuie să ne sperie lucrurile care se întâmplă și faptul că suntem cumva obligați să ne asigurăm o apărare sau să contribuim și noi la ceea ce înseamnă această apărare comună, fiind membrii Alianței Nord-Atlantice. Însă, am văzut în Polonia, cum spuneam și la începutul emisiunii, ministrul de acolo a spus-o foarte clar, franc, ne pregătim pentru un război cu Rusia. Acum mă gândesc că declarația lui probabil că o stănit panică în Polonia. Așa cum la noi o stănit panică o declarație care n-a fost făcută. Sau niște probleme. Pe de altă parte, cred că trebuie să ținem cont și oamenii trebuie să românii trebuie să conștientizeze un lucru, și anume faptul că România în cele două războaie mondiale a intrat nepregătită. Da. Armata era absolut nepregătită în primul război mondial și s-a văzut ce s-a întâmplat în luptele. Și din punct de vedere a pregătirii și din punct de vedere a tehnicii. Era jalea de era jale. Sunt și acum niște fotografii care circulă pe internet cu soldații români la Stalingrad, ceva de groază. Da. Și noi aducem aminte de declarații pe care le făceau ofițerii germani. Germani sau francezi. Sau francezi, apropo de pregătirea lor. Da. Drept pentru care cred că este rușinos. Pe de altă parte, rușinos să te prezinți într-un hal ca ăla. Pe de altă parte, să nu uităm că Polonia a avut o istorie foarte urâtă. Istorie. Polonia a dispărut de pe harta Europei timp de 100 și ceva de ani, fiind împărțită din Prusia. Austria a fost desfințată ca țară ocupată în 24 de ore, iar Polonia în 2 săptămâni. Și alte țări. Franța... Polonia a avut de suferit foarte mult. De 2 ore a fost anulată. Drept pentru care atitudinea lor față de dușmanul pe care... Are explicații în istorie. Are explicații. La noi există așa o teamă și, din păcate, cred eu că nici tinerii nu înțeleg și mulți dintre cei care nu mai sunt tineri nu înțeleg de fapt ce se întâmplă. Nu cred că trebuie să te panichezi în momentul în care apare această informație, pentru că este logic. Păi dacă tu vezi că ea se bat acolo și e conflictul ăla, trebuie să fii și tu pregătit, cum bine a spus și noastră, și cum ne pregătim. Ne pregătim în felul ăsta. Dar eu, domnule Daniel, eu aș coborâ pregătirea chiar mai jos, la nivel local. Și eu vă spun acest lucru de ce. Vi se pare corect? Da, sigur că mi se pare corect să coborăm la nivel local și foarte important. Și foarte important ca comunitățile, localitățile să aibă oameni pregătiți în frunte și din acest punct de vedere. Și la cine referim? Dom'le, la pregătirea populației pentru apărare. Pregătirea civililor. Și anume, trebuie verificate și să vedem adăposturile. În ce fază sunt? Ce putem face să le reabilităm pe termen scurt și mediu? Care sunt principalele elemente? Și vă dau un exemplu din viața cu zi cu zi. Evident, trebuie să fie pregătiți pentru acest lucru, cum s-ar spune, să nu murim ca proști, domnule. Adică, ne pregătim că s-ar putea să vină un cutremur? Sigur că și un cutremur poate panica populația, dar trebuie să ne pregătim. Ce facem atunci când se produce un cutremur, pe timpul producerii lui? Ce facem imediat după ce se produce? Pentru că, să știți, au fost oameni care în timpul unui cutremur au murit pentru că n-au știut să se protejeze. Unii n-au avut cum, dar au fost foarte mulți care imediat după producerea cutremurului au fost victime. Pentru că au ieșit pe scări, au coborât prin lifturi. Deci sunt niște lucruri pe care au aprins brichete, au aprins lumină, s-a produs incendii. Deci trebuie să fim pregătiți din acest punct de vedere. Așa cum ne pregătim pentru un ipotetic cutremur. Așa cum ne pregătim pentru ipotetice cataclisme. Să ne aducem aminte inundațiile care au fost și la Roma în 2008-2010. Și mi-aduc aminte atunci când apele intrau în cartierul Nicolae Bălcescu și imediat când... Pentru prima dată după mulți ani a fost retras jumătate din cartierul, a fost evacuat jumătate din cartierul Nicolae Bălcescu. Am avut discuții foarte aprinse cu prefectul atunci, care vrea eliberarea totală a cartierului, și am spus: domnule, haideți să vedem care este pericolul, până unde poate ajunge, nu scoatem oamenii oricum din casa lor, creăm o panică. Hai să fim responsabili. Doar acolo unui pericol o să ajungă apa. Și așa am făcut până la urmă. Pe urmă, imediat după acele inundații, când am propus și în vizita care a avut loc la Roman, din partea membrilor guvernului, în sala de Consiliu Local a Romului a avut loc o ședință de guvern cu prim-ministru, cu viceprim-ministru, cu miniștrii care au fost, și am ridicat problema protejării Romului cu digul de pe Siret până la confluența cu Moldova. Și la vremea aia peste 85 de miliarde s-au acordat aici pentru a se termina acel dig. Și iată, din acest punct de vedere, Romanul este pus la adăpost în momentul de față, în fața unor viituri majore, pentru că la vremea aceea, în 2010, mi-aduc aminte, râul Siret avea un debit de peste 2000 de metri cubi pe secundă. Știți ce înseamnă acest lucru? Cam cât are Dunărea la intrare în țară. Adică era foarte periculos. Cu toate astea am reușit să depășim acest moment atent, responsabil, pregătiți, și nu am avut nici victime și nici pierderi materiale importante. Ne pregătim și pentru
astfel de inundații, ne pregătim. Ne pregătim în cadrul unui, pentru un eventual incendiu major, ce se poate întâmpla, ne pregătim. Ne pregătim pentru un cod roșu când sunt accidente cu descarcerări și așa mai departe și cei de la ISU fac diferite exerciții, chiar în mijlocul populației, să vadă cum ne pregătim. La fel trebuie să fim pregătiți, nu-și dorește nimeni. Și noi vom lupta permanent să fim într-o stare de pace, noi România. Dar în același timp trebuie să fii și pregătit, pentru că nu știi cum vor evolua lucrurile în următorii ani și nu știi apetitul și pofta Federației Ruse de a-și extinde până la urmă forța, puterea și spre alte zone. Că vedem modul în care ei au lucrat și modul în care s-au manifestat și ce au făcut, pentru că aici e o chestie de, nu știu dacă ar trebui, hai să vă spun câteva elemente doar. E vorba și de o tactică. Vedeți, Rusia a început acest război ca o operațiune specială, nici n-a spus că e un război, ei vor doar denazificarea. Au intrat și au ocupat partea de nord-est și sud-est, da. Au intrat, au ocupat o porțiune de acolo, ducând practic un război în afara granițelor Rusiei. Absolut. Ulterior, după ce au ocupat, ei ce spun acum? Noi ducem un război de apărare în interiorul granițelor Rusiei, pentru că am atașat, printr-o lege incorrectă, imorală, au atașat acele zone Rusiei. Și practic au mutat din punct de vedere tactic războiul din afara granițelor în interiorul granițelor. Deci trebuie să fim atenți la aceste tactici, la acest mod pervers de a acționa a Federației Ruse și să fim pregătiți pentru orice. Și atâta timp cât acest arc estic, și vorbim din sus, de la țările baltice, Polonia, Ucraina, România, Bulgaria, Turcia, Grecia, pentru că România, să avem atenția sporită aici, România are triplă graniță. Are granița națională, are granița Uniunii Europene și granița NATO. Deci noi aici suntem de fapt un punct de stabilitate și de securitate regională foarte important. Discutam cu ani în urmă despre situația Mării Negre și forțele aliate NATO erau foarte calate pe ce înseamnă Marea Baltică. Că acolo e punctul de inflexiune, acolo este zona de pericol. Atenționam și la vremea aceea că Marea Neagră va reprezenta de asemenea un punct de inflexiune și de interes major. Iată că acum NATO recunoaște acest lucru, Senatul american a introdus ca zonă geostrategică de importanță majoră Marea Neagră și în momentul de față avem diferite proiecte, task force-uri pe ceea ce înseamnă deminarea Mării Negre și așa mai departe, și Marea Neagră nu mai este așa cum era considerată până acum curtea din spate în care ne putem juca, ci este practic frontul din față pe care noi trebuie să-l urmărim, să-l avem mereu în atenție, fiind o zonă geostrategică de importanță majoră. Da, sunt de acord cu ce spuneți dumneavoastră și dacă e să ne uităm în trecut, istoria ne-a dat multe exemple apropo de vecinul nostru cel mare, ursul de la răsărit. Da. Nu vreau să discutăm prea mult despre asta. Într-adevăr, noi avem aici granița națională, o avem cu Moldova. Dacă e să discutăm despre pericol, cred că mai degrabă pericolul cel mai mare e pentru frații de dincolo de Prut. Asta este părerea mea personală. Nu putem ști, cum a spus dumneavoastră, ce se poate întâmpla, pe de altă parte trebuie să fim pregătiți. Da, dar și acolo trebuie să fim atenți că cine pune piciorul în cerdac caută să-l pună și în casă. Automat. Pe aici este marele pericol. E, acolo cred că este cel mai sensibil punct în momentul de față. Noi suntem protejați de umbrela NATO. Ce facem în partea cealaltă e greu de spus. Sunt și acolo discuții pe care nu le putem deschide acum. Și în spațiul public au apărut discuții privind anumite negocieri pe care le poartă guvernul moldovean. Dar nu ăsta este subiectul. Apropo de pregătirea României, românilor, pentru ceea ce se poate întâmpla, acum o să dăm exemplu Israelului. Acolo unde lucrurile stau cu totul și vedem cum acel popor rezistă într-o mare de dușmani, care spun așa, și rezistă tocmai ca urmare a armatei pe care o are și a pregătirii pe care... Acolo, practic, a fost mereu de-a lungul timpului o stare de război mereu. Permanent. Poate mult spus război, mai bine cum a spus dumneavoastră, de conflict, de tensiuni, care oricând pot să nască o escaladare, cum s-a și întâmplat de altfel. Și am văzut cum imediat toți cei din jur s-au calat și s-au focusat pe ceea ce înseamnă. Și ei totuși rezistă acolo, bine, și cu sprijinul din exterior. Exterior. Bun, dar în cazul nostru, într-adevăr, și cred că este așa o, din nefericire, armata nu este văzută cel puțin în momentul de față și am văzut pe baza unor sondaje realizate de curând, tinerii români nu vor în armată. Bun, nu vor serviciu militar obligatoriu, dar cum a spus dumneavoastră, dom'le,
o pregătire de bază trebuie să o ai. Da. Doamne ferește de un cutremur, trebuie să știi ce să faci. Da. Bă, nu te duci pe casa liftului, că da. Nu te duci pe scări. Pe scări. Exact. Nu stai sub balcoane. Exact. Deci e ceva, nu vreau să mă duc cu un scenariu din ăsta apocaliptic să mă gândesc, da, Doamne ferește de ceva și să vezi tânărul de 25 de ani că nu știi ce să facă, nu știu unde să pună, cum să pună ranița, cum să îmbrace, cum să tragă bocancul, nu mai spunem de a folosi arme. În situația asta a fost dezbătută în discuțiile pe care le-ați avut. Dom'le, într-adevăr, mergem pe serviciu voluntar. Cine vrea să facă armată, face armată, le dăm și un ban, în caz de ceva, îi avem pregătiți. Dar cu ceilalți ce facem? Că sunt 70% care zic, bă, nu vrem. Deci e clar că nici cu forța nu vrem. Este evident că nu vom propune un serviciu militar obligatoriu. E și foarte complicat în momentul de față să faci acest lucru. Deci noi mergem pe o armată profesionistă în primul rând. Avem circa 80.000 de oameni care în momentul de față se află în sistemul forțelor armate române, într-o strânsă conexiune și legătură cu forțele armate ale aliaților, și noi dorim să mărim rezerva armatei. Rezerva se poate mări cantitativ și calitativ prin această modificare la legea 446, dar în același timp, eu cred că în perioada următoare trebuie și rezerviștii care sunt în evidență să poată beneficia de anumite programe, cum erau înainte așa numitele concentrări sau convocări militare. Eu am fost beneficiarul a două convocări militare. După Revoluție am prins două concentrări. Și în cadrul acestora ai actualizarea, aducerea la zi, reamintirea unor elemente care țin efectiv de activitatea militară. Cred că și acest lucru trebuie făcut pentru rezerviștii care încă se află în evidență. Pentru că eu cred că orice om care are elemente din sistemul militar de apărare trebuie să cunoască noutăți, elemente de acțiune, astfel încât în primul rând să se poată proteja. Și în al doilea rând, dacă vom ajunge, să ne ferească Dumnezeu, la un astfel de conflict, să fim în situația în care să ne putem apăra bunurile, viața, familia, comunitatea și țara. Dar v-am spus, mie acest subiect mi se pare foarte puțin probabil în acest moment. Bine, lucrează și diplomația fără doar și poate. Sigur, nimeni nu-și dorește război, deși avem marile puteri care, unele pacifiste, care într-adevăr, dacă e să analizăm și din punctul ăsta de vedere, și nu vreau decât să fac o mică precizare, și mă refer la faptul că tot ce este în zona de vest, este clar că vestul nu vrea război. Cel puțin asta simt, văd. Sigur, și da. Cred că nu greșesc. Nimeni nu-și dorește război. Problema este în partea cealaltă și la fel ține de civilizație, ține de foarte multe alte aspecte. Da. Una e când rusul de istorie, de cultură. De cultură, exact. Da. E rusul din Siberia și n-a ieșit niciodată din regiunea lui și îi dai arma în mână și vorba aceea, armata rusă tot timpul a avut în spate, a avut consistență și are de unde are rezerve, și alta e când îl iei pe tânărul austriac, de exemplu, scoți din viața lui bună, universitate, da, și așa mai departe, să-l duci pe front. Doar, diferențe majore. Exact. Și asta e problema. Din păcate, cum am spus, e diferență mare de cultură, de civilizație, de educație. Dar să sperăm că nu se va ajunge acolo. Am înțeles cum stau lucrurile. Sper că și cei care ne-au urmărit au înțeles că nu este vorba de reintroducerea serviciului militar obligatoriu, pentru că le este vreau să fie foarte clar. Deci nu vorbim de un sistem, de un serviciu militar obligatoriu. Vorbim de un sistem, de un serviciu militar voluntar în termen, care e la opțiunea cetățeanului. Benevol, cine dorește să facă o astfel de pregătire, să poată beneficia de a, să fie în cunoștință de cauză, iar prin acest lucru, eu mă gândesc prin amendamente care vom face la lege, să aibă și niște beneficii în cadrul unei promovări, în cadrul unei angajări, adică omul să vină în spate cu o experiență pe care a dobândit-o, care să-i creeze un atu pentru parcursul lui, nu doar în linia activității militare, ci și în linia activității civile profesionale. Căutați niște variante ca să atrageți tinerii. Căutăm variante, să atragem asta, și o și spunem. Adică omul să știe pentru ce. Să știe de ce, exact, și pentru ce. Exact. Da, doamnă și domnule, suntem în 2024, nu mai e 1914. Da, atunci când spunea că le dai pământ ca să meargă la lucru. Exact, vot și așa mai departe, drept la vot și așa mai departe. Deci lucrurile sunt puțin mai complicate. Pentru că am lămurit-o, zic eu, cu serviciul militar obligatoriu, care iată că a picat această variantă și este firesc, într-un fel, a fost desfințat. Insist încă o dată, lumea să nu se panicheze. Încercăm să acționăm responsabil, cu calm, dar astfel încât să fim pregătiți, să nu rămânem, cum a spus dumneavoastră, în evenimentele anterioare din istorie, rușinos, când eram ca... Am fost o rușine.
Și trebuie să recunoaștem treaba asta și sunt militari care o spun. Eu zic că pentru oricine a gândi, nu neapărat înseamnă că dacă faci o pregătire militară de bază, te duci pe front. Nu. Dar înseamnă că ai niște elemente, niște cunoștințe. Vorbim, să știi să umbli cu o armă, să știi să umbli cu o mască de gaze, să știi să umbli cu un echipament de protecție, să știi să te decontaminezi, pentru că tu ești civil, ești în localitatea ta. Ferească Dumnezeu, apare o contaminare chimică, biologică. Să știi cum te protejezi și cum te poți decontamina. Sunt lucruri foarte importante. Niște chestiuni de bază, de bun simț. De bun simț, la urmă, da. Te trezești într-o situație de genul ăsta, Doamne ferește, și te împuști în picior. Ca idee, nu știi ce să faci. Sau mai știu eu ce. Adică vorbim de o protecție care se face într-o instruire de bază și cu elemente stimulative, fără a însemna o activitate activă militară. Dar acest lucru, eu zic că trebuie să se întâmple, pe că toate țările o fac. Okay. Și nu putem să rămânem, cum s-ar zice, de căruță. De asta am precizat, apropo de declarația ministrului apărării din Polonia, că a spus-o foarte clar. Ne pregătim, acolo deja se investește masiv în tehnică militară și în România face. Și în România facem. Acolo PIB-ul a crescut de la 2 la 4%, adică s-a dublat PIB-ul. Da. Bine, Polonia are, repet, o experiență tristă și cred că este mult mai atentă la ce se întâmplă acolo. Sunt și cumva mai aproape și de Belarus, unde iar o problemă. Să știți că adică... și noi avem experiențe triste, dar probabil Polonia are o memorie rezidentă mult mai... Istoria Poloniei, să știți fost... că... Da. Da. E departe de toate acelorlalte. Așa este, corect. Bun, haideți să trecem la al doilea subiect, este foarte interesant. Cum spuneam, spre sfârșitul emisiunii o să vorbim și despre APASERF și alte chestiuni privind alte decizii la nivel local și, bineînțeles, politic local, dar vreau să vorbim puțin despre comasare, domnule deputat, pentru că la această oră, când noi avem această discuție, încă nu s-a stabilit dacă vor fi comasate alegerile și mă refer la cele din iunie, da, europarlamentare cu locale, care trebuie să aibă loc cumva în toamnă, dacă e să ne raportăm la 2020, toamna, când au avut loc ultimele alegeri locale. Nu știu ce o să se decidă la București, însă eu vreau să vă întreb doar atât. Asta este întrebarea. Cine va avea de câștigat de pe urma comasării alegerilor și cine va pierde? Sau are cineva de pierdut? Pentru că ați văzut, în spațiul public sunt o felul de discuții. Sunt o felul de speculații. Așa este. Eu zic că, în primul rând, va câștiga țara și cetățenii. Și am câteva argumente. În primul rând, dacă noi în acest an avem alegeri la toate nivelurile. Vorbim de alegeri locale, alegeri europarlamentare, parlamentare, prezidențiale, două tururi. Deci dacă le punem în șir indian, ar trebui să mergem la 5 rânduri de alegeri. Deci, practic, dacă ai avea împrăștiat tot acest an cu alegeri, organizarea alegerilor ar duce în defensivă activitatea instituțiilor pentru funcționarea normală, firească, a comunităților și, de ce nu, a societății întregi. 1. 2. Toate aceste alegeri se fac în diferite sedii, inclusiv în sediile unităților școlare. Am avea prea mult oprit programul școlar, să fragmentăm... Ar fi perturbat procesul de învățământ. Procesul de învățământ. Prea mult. Adică alegerile au loc în prima parte a anului, când avem an școlar în desfășurare, și din septembrie până în decembrie, când de asemenea avem școală. Dacă toate aceste lucruri noi le punem în șir indian, venim și fragmentăm programul și oprim activitățile, că, pentru că de vineri trebuie organizate... Da, cum să nu? Să pregătești, să vii cu urnele. Să vii cu urnele. Un alt element. Am perturbat prea mult activitatea școlilor și altor instituții în care se desfășoară alegeri. 3. Comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale, deși de la distanță pare că cele două tipuri n-au legătură, au o legătură foarte puternică. Alegerile locale țin de aleșii locali care ce își propun în primul rând? Asigurarea unei vieți mai bune pentru cetățeni, dezvoltarea comunităților. Dezvoltarea comunităților au ca prim element, ca prim argument, ca primă pârghie fondurile europene. Fondurile europene sunt cele care ne dau anvergura în dezvoltarea comunităților. Fondurile europene vin prin propuneri legislative votate în Parlamentul European, puse în aplicare de către Comisia Europeană, prin comisarii europeni, crearea celor mecanisme de finanțare care se asigure fonduri pentru dezvoltare. Deci, practic, iată, găsim un liant foarte puternic în ceea ce înseamnă alegerea la nivel european și alegerile locale. Pentru că între ele există o puntere pe o relație biunivocă, astfel încât fondurile atrase să poată dezvolta în continuare comunitățile. Avem în Roman o mulțime de exemple de proiecte europene, inclusiv din când am început eu în 2008, când am atras la vremea aceea peste 50 de milioane de euro în municipiul Roman și
continuând ulterior, chiar dacă mai fi RAF, dar ne propunem acum să venim de asemenea cu proiecte foarte importante pentru dezvoltarea Romanului. Eu vă spun că mai am o strategie în dezvoltarea municipiului Roman. Am fost inițiatorul legilor pentru construirea autostrăzii A7, autostrada Moldovei și A8 Unirii. Ele deja se află într-o fază avansată, mai ales A7 în execuție, iar A8 săptămâna aceasta, mâine, va avea și al doilea tronson extramontan de la Târgu Mureș la Episcopia Nirajului, acolo unde cealaltă parte, cealaltă a fost atribuită proiectare și execuție, și săptămâna aceasta avem închiderea și pentru celălalt segment. Urmând ca segmentul intramontan să se facă pe pot, pe programul operațional de transport, pe exercițiul financiar 2021-2027, tot pe fonduri europene. Cele două din PNRR. Deci iată, vorbim de lucruri consistente. Prin lege este stabilit că autostrada Moldovei A7 să se termine la 31 decembrie 2026. Prin lege este stabilit că autostrada Unirii A8 să se termine la sfârșitul anului 2030. Va crea o zonă majoră, o oportunitate mare pentru municipiul Roman. Municipiul Roman este cel mai mare oraș aflat cel mai aproape de confluența celor două autostrăzi. Ori acest lucru creează o oportunitate pentru municipiul Roman în ceea ce înseamnă dezvoltarea ulterioară. Atragere de investiții, atragere de firme care să lucreze atât la nivelul autostrăzilor, cât și la zona din proximitatea autostrăzilor. Eu îmi propun și am discuții la București să înființăm un hub strategic de dezvoltare în proximitatea municipiului Roman, care să aducă locuri de muncă mai bine plătite pentru Roman, iar ar fi păcat Romanul să nu beneficieze de acest lucru. Că știți cum se spune? Trenul odată trece prin gară, adică mobilarea acestor autostrăzi cu tot ceea ce înseamnă peco, magazine, parcuri industriale, se face odată la început. Dacă ești atunci acolo și cunoști mecanismele de la București și ai pârghiile pentru atragere de fonduri de investiții către zona Romanului, atunci poți într-adevăr să creezi pentru o perioadă de 10-15 ani o dezvoltare accelerată pentru municipiul Roman. Ori acest lucru, în sens pozitiv, eu vreau să-l speculez astfel încât Romanul să fie pe harta investițiilor care vor veni prin construirea celor două autostrăzi. E un moment foarte important. De asemenea, proiectele europene care vor veni pe exercițiul 2021-2027, inclusiv prin PNRR, vor crea o hartă investițională pentru municipiul Roman. Iar acest lucru iar trebuie foarte bine urmărit, cu foarte multă atenție, cu foarte mult pragmatism, foarte atent și corect, că dacă nu le faci corect trebuie să dai bani înapoi. Deci trebuie să știi, să poți și să vrei. Sunt cele trei ingrediente pe care eu zic, fără falsă modestie, că le posed. Mai având și puntea cu Bucureștiul și cunoscând mecanismele interministeriale a agențiilor guvernamentale, putem într-adevăr ca acest traseu ca la Waze să-l avem foarte clar definit și să-l parcurgem într-un mod natural, nu într-un mod săltăreț. Deci ați răspuns la întrebarea dacă o să candidați, dar vorbim de asta la sfârșitul, Înainte de toate, pe mine mă interesează ca aceste oportunități să nu le pierdem. Romanul iar eu deja sunt în mijlocul lor, adică vreau ca ceea ce am gândit și am început să putem și finaliza, pentru că altfel vor rămâne doar la nivel de proiecte și vise. Corect. Bine, Romanul nu trebuie să rateze oportunități. Niciodată. Dacă o ratează... Că, într-adevăr, e într-o zonă geografică excelentă și deja sunt companii mari care au venit, exact. S-au așezat, exact. Și sunt altele care și mai sunt discuții și cu altele. Și cu altele. Bun, revenim la comasare. Deci v-am spus argumentele în care eu văd că alegerile europarlamentare pot să aibă loc împreună cu alegerile locale. Mai vorbim de un alt lucru. Este o vorbă pe care mulți o spun din clasa politică. Dom'le, democrația costă. Asta e, că noi am spus 5 rânduri înseamnă 5 rânduri de cheltuieli. De asta am vrut să spun. Din punct de vedere financiar, cred că este marele câștig. Așa este. Și mulți spun, da, dom'le, dar democrația costă. Așa e, democrația costă. Dar dacă putem să facem o economie, de ce să cheltuim banii aiurea și banii aia de la buget să nu-i ducem în dezvoltare, în investiții și să-i ducem doar în zona birocratică? Pentru că asta înseamnă hârtii, buletine, organizare, logistică, nu? Se duc acolo. Dacă eu pot să organizez cu un număr redus de oameni, cu un număr redus de sedii, cu o activitate susținută, comasată, aceste lucruri, într-un mod corect,
pe o logistică foarte bună. De ce să nu fac acest lucru și să încep să cheltuiesc, cum să vă spun eu, pe principiu doar că democrația, că așa spun unii reprezentanți a unor partide politice. Dar, domnule, da, democrația costă, asta e, trebuie să cheltuim. Domnule, eu aș spune, da, costă, dar dacă putem să fim raționali și economi, de ce să nu o facem? Bun, atâta vreme cât situația, și v-am dat câteva argumente. Situația financiară a țării nu este una extraordinară, ai război la graniță, dacă ne uităm și în Balcan, ce este, parcă știți cum și e, mai spun un lucru. De ai avea instituții care timp de un an de zile, în loc să-și vadă de treabă, se ocupă de numai alegeri. De alegeri, pentru că și oamenii din instituții, din ministere, din agenții, din primării, din diferite societăți cu capital de stat sau al OAT-urilor, sunt calate, sunt implicate în mod direct sau indirect în alegeri. În momentul în care toată atenția acestora este dusă către alegeri, în loc ei să-și facă treaba pentru care sunt meniți să o facă, ai perturba prea mult în acest an. Adică ai pune, ca atunci când vezi un film, ai pune pauză o perioadă pe ce înseamnă activitatea instituțională administrativă. Ar fi dat totul peste cap. Ar fi dat totul peste cap. Administrațiile publice locale ar fi jala de pe urmă, pentru că primarii ar avea altceva de făcut. Unii pleacă, alții vin, fiecare are preocupări și numai capul să lucreze mai departe în olare acolo. Trebuie să lucreze și pe zona politică. Știi ce vreau să vă întreb? Există voci care afirmă că această comasare este foarte dorită de PNL. Din anumite considerente. Și vreau să vă întreb dacă comasarea înseamnă într-adevăr un ajutor pentru PNL, partidul din care noi să faceți parte, pentru că unii zic, domne, dacă vor fi europarlamentarele cu localele, o să vină împreună și unii și, de fapt, partidele extremiste nu vor mai avea ocazia să obțină un rezultat bun la europarlamentare, pentru că vor fi scoși la vot și știți cine va câștiga? Democrația. Și vă explic de ce. Pentru că în momentul în care ai comasat alegerile europarlamentare cu alegerile locale, va fi un interes mult mai mare din partea cetățenilor de a merge la vot. Va fi o prezență mai mare la vot și vei avea o legitimitate mai mare pe decizia care va fi luată în urma votului. Indiferent care este ea. Deci în momentul în care tu reușești să conștientizezi, să atragi un număr cât mai mare de cetățeni către vot, ai o reprezentativitate mult mai bună a votului și o legitimitate mult mai bună a rezultatului votului. Pe cale de consecință, acest lucru trebuie privit primordial. Adică, domnule, dacă noi putem într-adevăr, pentru binele națiunii, pentru sănătatea democrației, să creez această pârghie, de ce să nu o faci? Mai ales că ea e corelată și cu reducerea cheltuielilor, mai ales că ea e corelată și cu reducerea activității politice în anumite instituții, dedicați, a timpilor dedicați pentru alegeri, a perturbării instituțiilor cu ocazia organizării alegerilor. Deci eu zic că sunt foarte multe argumente pro. Că de aici pot fi speculate politic, că partidul X ar câștiga mai mult, partidul Y mai puțin. Am văzut și la nivel european că sunt astfel de lucruri. Dar eu cred că trebuie să ne axăm pe principalele linii, pe ceea ce înseamnă direcțiile prioritare prin care în ansamblu națiunea, societatea ar câștiga. La fel există voci care afirmă că de fapt de pierdut vor pierde primarii aflați în funcție din cele două partide ai coaliției de guvernare, respectiv primarii PSD și PNL. De ce? Ci că foarte mulți primari de la PNL și de la PSD au în desfășurare, în derulare, mai multe proiecte în perioada asta. Și ei și-au făcut planurile ca aceste proiecte cumva să fie derulate pe timp de vară, să fie finalizate în apropierea alegerilor locale din toamnă. Credeți că e o problemă asta? Vor fi prinși cumva pe picior greșit? Au salignii, au proiecte europene. Da, poate fi speculată, dar eu vă spun ceva. Cine are proiecte în desfășurare? Cine e implicat? Cine a făcut și lumea știe că a făcut, știe că va face în continuare. Deci cine are stofă de gospodar, cine are stofă de luptător, cine are stofă de om care se implică și inima îi bate pentru comunitate, va face și în continuare. Și oamenii știu. Nu mai e ca în anii 90, când oamenii sunt ușor de făcut doar din vorbe. Oamenii în momentul de față trag concluzia din fapte. Și ei se uită în oglinda retrovizoare.
Cine a făcut? Ai argumentul că va mai face. Așa că e ușor de spus. Dacă mă alegeți pe mine, eu am să fac să fie soare tot timpul și nori nu vor mai fi. Lumea nu mai e ușor de dus de nas. Oamenii se uită imediat. Dom'le, unde sunt garanțiile de bună practică? Unde sunt activitățile care au demonstrat că au adus un plus în comunitate? Nu există nimeni care să aibă o activitate exhaustiv pozitivă. În momentul când faci, mai poți și greși. Fiecare dintre noi, inclusiv eu, mai putem și greși, mai putem avea proiecte care nu ne ies așa cum le-am dori. Dar în momentul în care tu ai o tablă de lucru pe care ai gândit-o pragmatic, logistic, organizatoric, financiar și o urmărești și ești foarte atent ca lucrurile să realizeze și ai în spate o zestre care demonstrează că ai făcut lucruri, oamenii au încredere în cei care au făcut. Adică dacă oamenii știu că un primar a făcut și chiar dacă n-a finalizat un proiect, dar e în desfășurare, ei vor avea încredere în acel primar. Da, bine, este o perioadă când se fac foarte multe speculații și nu știu dacă există studii sociologice care să ne arate, de exemplu, variante, pe ce variante ar merge. Dacă le comasăm, cum ați vota? Dacă nu le comasăm cum ați vota, drept pentru care nu putem trage niște concluzii de genul ăsta, într-adevăr sunt... Cel mai bun studiu sociologic va fi votul. Când vom merge la vot și atunci oamenii se vor exprima. Și pentru ei e cel mai corect. Și vă spun o chestie. De asemenea, sunt mulți oameni care pleacă în delegații. Sunt mulți oameni care pleacă în concedii. Sunt mulți oameni care nu... Probabilitatea ca pe 5 rânduri de alegeri să ai aceeași cantitate umană la vot este mult mai mică. În momentul în care, și așa dacă se vor comasa, cum a zis dumneavoastră, europarlamentare cu locale și turul întâi la prezidențiale cu parlamentare, așa cum era înainte de a se face mandatul președintelui de 5 ani, că parlamentarele erau odată cu prezidențiale înainte de a se face turul președintelui de 5 ani. Și ulterior turul 2 la prezidențiale și așa vrei avea 3 tururi de scrutin. Și așa vor fi 3 tururi, mult, dar măcar de la 5 reduci la 3. Ceea ce înseamnă, în primul rând, repet, eu în calitate de cetățean aș saluta o astfel de variantă, varianta celor 3 tururi, nu 5, bine, 3 ar însemna și turul 2 la prezidențiale. La prezidențiale. Exact. Pentru că s-ar face o economie la buget și eu cred că avem nevoie de bani, nu trebuie să aruncăm cu bani în câini, pentru că e un efort financiar colosal. 2025, din punctul meu de vedere, va fi destul de greu. Da. Nici nu vreau să mă gândesc, dar asta este o părere personală, rămâne de văzut. De aceea, și-a spus foarte bine, venim după o suită de crize. Cu criza sanitară, criza pandemică, crize sociale, greve, venim cu criza energetică, să nu uităm, venim cu criza economică, cu deficitele, cu inflația, venim cu război la graniță, că mulți zic, da, domnule, dar războiul nu-i la noi. Nu-i la noi, dar e lângă noi și războiul impactează economiile europene și creează un recul pentru aceste economii. Deci toate acestea au dus economiile în defensivă. Din alegerile, care de asemenea, vrem nu vrem să recunoaștem, vor crea o sincopă în evoluția firească din punct de vedere instituțional, administrativ, economic. Și atunci 2025, a subliniat foarte bine, va fi un an greu. De aceea este foarte important ca oamenii să conștientizeze și să meargă la vot, să aleagă și să aleagă oameni care au probat, oameni care au demonstrat, oameni care știu, pot și vor. Pentru că să te duci într-o aventură e foarte ușor, dar e foarte greu pe urmă să revii. În momente grele trebuie oameni cu o anduranță, oameni care știu și pot. Pentru că dacă acest lucru nu se întâmplă, greu va fi și mai greu. Da, poate cu altă ocazie o să discutăm și despre sentimentul ăsta anti-european care a început să cuprindă și România. Dar nu, dar să știți, într-adevăr, a cuprins și România, dar suntem tot între 55 și 60%. Adică pe ultimul studiu sociologic, între 55 și 60% din români consideră, chiar dacă unora nu le place, că singura variantă este tot cu Uniunea Europeană. Înseamnă că România mai are o speranță. Pe normal că este cu Uniunea Europeană, nu este subiectul emisiunii. Repet, poate discutăm cu altă ocazie. Discutăm. Dar trebuie să fim cinstiți să recunoaștem că România se află unde se află în momentul ăsta, din multe puncte de vedere, în principal din cauza acestei apartenențe la marea familie Uniunea Europeană. Știu că o să mă înjure mulți, că am făcut, că dar vă dau un singur exemplu. Argumentele putem prezenta la mine, predominând logica, rațiunea, că prima mea formare este cea de matematică informatică, da? Am să vă dau un singur din date matematice. Gândiți-vă că contribuția noastră către Uniunea Europeană a fost în jur de 30 de miliarde de euro și noi am luat 100 de miliarde de euro. Deci la un leu investit ai luat mai bine de 3 lei, da?
în, cu oricine altcineva, împrumuturi, facilități, orice îi face, nicăieri nu găsești un randament mai mult. Iar dacă azi facem autostrăzi, facem pe bani exact. Europeni. Dacă am modernizat spitale și școli, am făcut pe bani europeni. Dacă am modernizat instituții și activități administrative sau social, instituționale, tot pe bani europeni. Libera circulație, faptul că putem circula. Inclusiv că oamenii pot munci în Europeană, pot vizita Uniunea Europeană, pot învăța, pot, inclusiv pe buze, vă spun încă un exemplu. Peste 100.000 de tineri din România au fost în burse Erasmus, care a adus la profesionalizarea lor, de a privi cu alți ochi evoluția societății. Toate aceste lucruri ne-au adus un plus. Da, e o discuție, poate o să o facem cândva, pentru că mie mi se pare extrem de interesant. Eu vă mai spun un lucru. Pot fi cetățeni care să vină și cu elemente care țin de minus. Și există. Că nu există lucruri perfecte. Dar întotdeauna trebuie să cântărești, să pui în balanță. Și dacă talerul mai greu e cu plus, atunci trebuie să mergi pe plus. Da, bun, și sunt și răspunsuri la acuzații de genul că am ajuns sclavii Uniunii Europene. Da. Eu am spus tot timpul că nu vinovați sunt toți cei care au coordonat anumite activități. Ne uităm la Polonia, Polonia nu este... Polonia a evoluat foarte mult în ultimii ani pentru că ei au știut să... și-au implementat o altă, altfel de politică care poate a dat în roade. Dar și noi ne aflăm destul de sus. Cred că dacă România ar fi rămas pe linia de dinainte de 2007, nu eram în niciun caz acolo. Să ne aducem aminte ce jale de pe lume era în România. Plus că dacă n-am fi fost Uniunea Europeană și NATO, s-ar fi putut să fi fost într-o situație similară cu Ucraina. Ferească Dumnezeu. Nu este exclus, pentru că acum dacă se atinge cineva de tine, ești membru NATO. E cu totul altceva și lucrurile stau altfel. Haideți să discutăm foarte repede despre apa SERV, pentru că suntem în Roman. Romașcanii, din păcate, se confruntă cu această problemă în ziua de azi, numai că problema s-a acutizat în ultima perioadă. Știu că ați avut discuții și noastră și primarul și... mai multe rândul cu cei de la Pavital, există un vot dat în Consiliul Local. Vreau să vă întreb care sunt ultimele informații, pentru că din datele pe care le am pe surse, repet, se pare că lucrurile nu se vor desfășura atât de ușor. Adică nu va trece românul atât de repede la Pavital. Nu că nu se desfășura foarte ușor, nimic nu e ușor, nu se vor desfășura atât de repede. Dar repede timpul meu estimat este cam de 4 luni că vom putea tranșa lucrurile. Deci mi-asum și că un termen. Acum, că e 3 luni, că e 5 luni, dar spus, media e undeva în jur de 4 luni. Eu am început demersul cu apa Vital de mult, de ani în urmă. Discuțiile au avansat, dar cineva poate să întrebe, domnule, dar de ce nu s-a întâmplat mai demult? Nu s-a putut întâmpla pentru că noi am fost într-un proiect european de când am fost eu primar, cu modernizarea stației de epurare a municipiului Roman, care la momentul respectiv nu mai avea niciun indicator care să corespundă condițiilor de mediu și putea să ducă la închiderea stației de epurare și atunci ar fi fost dezastru, când toate dejecțiile ar fi rămas în casele oamenilor, și am introdus stația de epurare în acest proiect, plus extinderea rețelei de apă și canal în cartierul Nicolae Bălcescu și în cartierul Petru Rareș, care a continuat mai mulți ani după ce eu am introdus aceste proiecte în master plan. 2. Prin planul integrat de dezvoltare urbană de 7,4 milioane de euro pe care l-am adus la Roman, am venit și cu un proiect suplimentar, s-a numit PID-ul suplimentar, planul integrat de dezvoltare suplimentar, prin care pe străzi, cele 35 de străzi care le-am modernizat prin PID-ul, am modernizat și rețele de apă și canal. Astăzi, noi, municipiul Roman, din cei 105 km de rețea de apă, are 35 modernizate sau extinse. Nu ar mai fi, să zicem, ca să iei totul de la capăt. Pentru că trebuie umbla pragmatic pe zonele cu mari pierderi. Dar de unde știm zonele cu mari pierderi? Păi cei de la Apa Vital mi-au spus, avari. Au un bol smart care îl bagă pe conducte și le dă la ieșirea de pe conducte, se conectează la un calculator și le dă unde sunt pierderile și debitele pierderilor. Ceea ce înseamnă că poți să prioritizezi și să te duci ca la atunci când ai hemoragie, intri pe principalele artere, unei mare pierdere de sânge, te duci unei mare pierdere de apă. Și ei au spus, domnule, noi în 2-3 luni am putea să reducem pierderile cu încă 10-15%. Mai mult decât atât. Roma, în momentul de față, are pierdere în jur de 67%. Piatra Neamț are în jur de 72-73%. Iar Târgu Neamț în jur de 74%. Deci, oricum, Roma nu are pierderi mai mici decât celelalte două orașe dezervite de apa SERV. Iar încasările de la Roman pentru apa SERV sunt cele mai bune și vis-a-vis de Piatra și vis-a-vis de Târgu Neamț. Deci, oricum mai pun eu, pentru apa SERV, Romanul reprezintă perla coroanei.
pe cale de consecință... De când cumpără apă de la Timișești, nu mai e așa. Păi, nu mai cumpără apă de la Timișești pentru că nu e apa de lor. Apa vital. E apa vital. Da. Pe când apa de la Timișești e apa vitalului și ei ne-o pot furniza ca sursă suplimentară pentru completare, deci, la același preț cu care... Exact. Pe când dincolo vine și adausul pe care apa servă îl pune la apa care o cumpără de la apa vital. Eu văd aici cumva că ar câștiga și apa servul, sincer vă spun, și apa vitalul și romașcanii. În primul rând romașcanii ar câștiga. Eu mă gândesc prima dată la Roman. Și de asta să răspund la întrebarea aceasta. De ce n-am făcut-o mai demult? Pentru că datorită acelui proiect european, monitorizarea pe implementarea proiectului s-a terminat la sfârșitul anului trecut, în decembrie 2023. Terminându-se, nu putem să declanșăm acest lucru atâta timp cât eram sub monitorizare europeană. S-a terminat acel proiect, am ieșit din monitorizare, putem să mergem pe un alt drum. Dom'le, nu trebuie să ne batem. Când un bărbat divorțează de soția lui, dacă nu se mai înțeleg, lucrurile se pot desfășura ilegal, nu s-apucă de părui și de bătut. Dom'le, ne strângem mâna, până aici a fost drumul și mergem pe căi diferite. Așa și aici am considerat-o. Discuțiile au fost până într-un moment așa și cu apaser până ne-au atacat în contencios. Nu e o problemă. Noi vom merge mai departe. S-au și câștigat, am înțeles, în prima fază. Nu, chiar nu știu subiectul ăsta. Vom urmări și vom vedea. Și mergem mai departe și vedem despre ce e vorba. Dar nu poți să mă ții cu forța atâta timp când nu-mi dai un serviciu măcar într-o notă bună, funcțională. Nu zic excelent, dar într-o notă cât de cât să fie funcțional. Pentru că se spune că, iată, de câteva zile a început să dea și ziua. Păi cum să dea și ziua? Acum, când vorbim la ora asta, apa este oprită. Noaptea o oprește. Trebuie să ne gândim la oamenii care vin de la schimbul 3. Oamenii vin de la schimbul 3, nu pot să folosească WC-ul sau să se spele. Oamenii care pleacă la schimbul 1, dimineața apa e oprită. Nu pot folosi WC-ul să se spele. Adică, noi trebuie, am mers și am discutat cu apa vitalul, măcar pe parcursul întregii zile să avem apă, iar seara până la 11-11 jumate, iar oprirea să facă undeva 11 jumate, 12 până la 5. N-ar fi atunci o mare problemă. Dar până se rezolvă problema, mare parte din problema pierderilor. Pentru că și acolo avem discuții și să știți că apa vitalul deja a venit pe Roman și a făcut o inventariere în zona rețelelor, în zona căminilor, în zona stațiilor de clorinare, în zona stațiilor de pompe, astfel încât să vadă despre ce e vorba și în momentul trecerii să poată și acționa, nu de atunci încolo să constate, să diagnosticheze, ci imediat să poată interveni. Deci mergem pe un parcurs bun. Eu cred că lucrurile trebuie să desfășoare firesc, nu trebuie nici să ne amenințăm unii pe alții, nu trebuie să ne punem bețe în roate. Dom'le, până la urmă spre ce luptăm? Eu pentru ce lupt? Eu lupt pentru comunitatea mea, pentru că să știți, eu locuiesc în Roman, nici eu n-am sursă alternativă de apă și eu am lipsa apei așa cum au și ceilalți romașcani și pe mine să mă interesează. Vin de la București la 12 noaptea, nu pot să folosesc WC-ul, îmi lasă soția căldarea cu apă lângă WC-ul, că ea doarme la ora aia. Deci și eu sunt în aceeași situație, nu sunt în altă situație și evident că îmi doresc ca această problemă să se rezolve și de aceea marjez pe ea, iar eu sunt convins că o pot rezolva. Spuneți câteva luni și ultima întrebare, veți candida sau nu? Romașcanii vor lua în timpul cel mai scurt vorba de zile despre decizia mea. Am făcut o analiză foarte amplă, foarte competentă și profesionistă la ceea ce înseamnă activitatea mea de la București și ceea ce înseamnă activitatea mea de la Roman. Să știți că atunci când am plecat de la Roman, nu am plecat că mi-am dorit doar eu. Am plecat pentru că am fost și solicitat să vin acolo. Și acum au fost anumite discuții despre faptul dacă să mă întorc să candidez. Am fost vice-liderul grupului parlamentar. Am fost chestorul Camerei Deputaților. Am fost vicepreședintele Camerei Deputaților. În primii 10 oameni în stat. Sunt președintele Comisiei de Apărare. Și eu cred că n-am făcut nici Romanul, nici Neamțul, nici Moldova de râs vreodată. Am fost prezent, mi-am făcut treaba, m-am documentat, am ieșit pertinent. Simt durerea orașului, simt suferința orașului acum. Și sigur că nu pot să rămân impasibil, că orașul m-a promovat și să fiu consilier local, și să fiu primar, și să fiu parlamentar. Din ce în ce mai mulți oameni care mă întâlnesc îmi spun să mă întorc. E încolțită în mine această idee, e aproape dezvoltată, dar eu în momentul când voi anunța că mă întorc, vreau să știu că am în spate zestrea cu care mă întorc, cu care să pot ajuta orașul și romașcanii. Deci acest lucru l-am amânat tocmai ca să știu că am în desagă toate instrumentele pentru dezvoltarea municipiului Roman. Bine, dumneavoastră nici n-ați fost rupt de activitatea primării Roman. Știți ce s-a întâmplat aici. Dar vreau să vă mai întreb, din punct de vedere politic, considerați că o candidatură la primăria Roman ar fi un pas înapoi pentru dumneavoastră? Nu.
Nu. Să fii, să conduci o comunitate și să vezi crescând sub mintea ta, sub mâna ta, orașul, cred că e cea mai onorabilă funcție. Eu și cât am fost acolo am spus, cel mai confortabil și cel mai organic legat de activitate m-am simțit atunci când am fost primar. Eu oricum cred că orașul Roman în următorii 10 ani va deveni unul dintre cele mai importante orașe din regiunea Moldovei. Și noastră ați explicat și de ce. Faptul că va fi foarte aproape de cele două autostrăzi, că se află în zona asta foarte bine, care poate fi speculată și sigur, poate de cei care vor să facă business-uri și din asta poate să câștige toată lumea. Și cei care fac afaceri și cei care au nevoie de locuri de muncă. Eu cred că mai multă ordine, mai multă implicare, mai multă disciplină, mai multă angajare, mai multă preocupare pentru Roman legat de oportunități și de zona geostrategică în care se află. În acest triunghi, eu aș spune că acesta este triunghiul magic, va aduce dezvoltare, așa cum ați spus și dumneavoastră, în 10 ani, într-o formă foarte consistentă pentru Roman și, evident, pentru cetățenii acestei urbe, pentru romașcani. Așa este. Oricum, Romanul este în momentul de față mult peste Piatra Neamț din punct de vedere economic, așa că... N-aș vrea să speculez, dar... Așa, asta este realitatea. Vă mulțumesc foarte mult, domnule deputat, pentru prezență. Trebuie să punem punct aici, pentru că am depășit spațiul alocat emisiunii, la niciun fel de problemă. O să ne revedem, pentru că sunt multe alte subiecte interesante de discutat și inclusiv cea cu privind atitudinea unor conaționali ale noștri vis-a-vis de Uniunea Europeană. Mi se pare un subiect interesant și cred că ar trebui să-l abordăm. Dacă se poate, poate a fost prea puțin explicat, poate a fost prea puțin argumentat, dar eu vă spun că oamenii în momentul în care știu, analizează și pun în balanță. Pun în balanță. Da. Oamenii au acces la informații, din păcate nu totdeauna la cele obiective și la cele foarte concrete. De multe ori suntem într-o zonă, social media a venit cu plusul, dar și cu minusul. Foarte multe minusuri. Pentru că alungăm foarte multe informații. Vă dau un exemplu. A fost zăpada și în fața casei mele era troian. Apare pe undeva pe un site și scrie: în fața casei deputatului un buldozer face curățenie în timp ce străzile nu sunt. Iar eu eram în curte și eu cu mâinile mele dădeam zăpada. N-am postat că eu dau zăpada în curte, că nu mi s-a părut așa o bravură că eu dau zăpada din curte. Dar să spui că și au fost romașcan, să știți, care au intervenit și spune: am trecut acum câteva minute, are același nămete de zăpadă în fața porții ca și ceilalți. Adică, vedeți, dezinformarea asta nu face bine. Eu pot să înțeleg interesul bine, politic. E și o luptă politică. Da, care dar eu zic că și în această luptă politică trebuie să fie un element de onorabilitate, de demnitate umană. Cred eu. Onoare, eu încă cred în oameni. Onoare și politică. Știu, una lângă știu, alta, cam... știu. Dar știți ceva? Nu ar fi ele secante, domnule, dar măcar tangente să fie. Da. Vă mulțumesc încă o dată. Și eu vă mulțumesc. Și noi să vă mulțumim, stimați respectatori. Vă dorim numai bine. La revedere. La revedere. La revedere.